suntem suma alegerilor noastre. Și nu trece un minut din viața noastră fără să facem alegeri. De la cuvintele folosite sau ce mâncăm la prânz, până la alegeri de carieră, stil de viață sau planuri pentru pensie. V-ați întrebat vreodată câte alegeri faceți într-o zi? Cam 35.000. Așa arată un studiu realizat la Cornell University în 2007. Extrapolând, ajungem la 1.000.000 pe lună. E puțin copleșitor, nu-i așa? Și cum suntem siguri că facem alegerile cele mai bune? Oamenii de știință din domeniul psihologiei studiază de mult timp modul în care oamenii iau decizii. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de luarea unei decizii este dilema lui Pascal. În 1670, acesta s-a întrebat să cred sau nu în existența lui Dumnezeu. Neavând dovezi în niciun sens, el a analizat toate variantele. Păi dacă cred și el există, atunci obțin mântuirea veșnică. Dacă cred și el nu există, n-am nimic de pierdut. Însă dacă nu cred și el există, atunci o să am o mare problemă. Așa că a decis să creadă. În anul 2007 am fost și eu pusă în fața unei decizii importante pentru mine. Să rămân în România sau să plec în Franța. Dacă plecam, aveam avantajul de a lucra într-un mediu academic mai dezvoltat și dezavantajul de a fi departe de casă și de familie. Până la urmă am decis să rămân. Cum am luat această decizie? Hai să explorăm puțin acest domeniu împreună. Cum ia creierul decizii? Un studiu realizat în 2012 la California Institute of Technology sugerează că se bazează pe două rețele distincte. Una care determină valoarea globală a fiecărei alegeri, risc versus recompensă, și alta care determină comportamentul nostru final, adică ce alegem să facem, ce decizie luăm în cele din urmă. Practic avem un sistem de evaluare și un sistem decizional. Hai să vedem cum funcționează ele. Să ne imaginăm că mergem la cumpărături la supermarket și avem o listă. Câți dintre voi mergeți cu liste? Și eu fac la fel. Ce se va întâmpla? De îndată ce intrați în supermarket, sistemul vostru de evaluare, ca un radar, începe să vă ofere informații despre tot ce vă oferă satisfacție din jurul vostru și v-ați dori să cumpărați. Inclusiv despre diverse elemente care vă distrag atenția, cum ar fi mâncarea nesănătoasă sau tot felul de lucruri care vă fac ochiul de pe rafturi. Controlul vostru cognitiv este cel care ține sub control această rețea. Ca să ajungeți la casă cu ce v-ați planificat să cumpărați, trebuie să vă mențineți un scop precis în minte, cum ar fi probabil cumpărarea salatei de care aveți nevoie pentru cină. Aici intervine sistemul nostru decizional, care ne ține concentrați pe un obiectiv anume, în ciuda multor elemente care ne distrag atenția în jurul nostru. Așa se face că aceste două rețele aparent determină ce este bine și rău înainte ca noi să conștientizăm de ce. Deci creierul nostru ia decizii înainte ca noi să ne dăm seama? Cercetătorii neuroștiințe de la Institutul Max Planck au făcut un studiu din care au constatat că creierul nostru ia decizii cu 10 secunde înainte ca noi să conștientizăm asta. Și atunci, cât control mai avem noi în realitate? Aparent știm deja filmul la care o să mergem înainte să vedem lista de titluri sau că amânăm din nou să mergem la sală până luni, nu? Așa le începem pe toate. Participanții la experiment puteau decide liber cu ce mână doresc să apese un buton, cu mâna stângă sau cu mâna dreaptă. Singura condiție era să-și amintească momentul în care au decis ce mână urmau să folosească. Folosind rezonanță magnetică, cercetătorii au scanat creierul participanților și au monitorizat micropeternurile din activitatea lor cerebrală și au constatat că puteau anticipa mâna pe care o va alege participantul cu 7-10 secunde înainte ca el să fie conștient de decizia lui. Bun, deci sistemul pare să funcționeze perfect. Cele două rețele colaborează în mod ideal, filtrând factorii externi în funcție de obiectivul nostru.
Și totuși, luăm decizii raționale în fiecare zi. Momentul ăla când mâncăm șaorma la două noaptea. Alegem să stăm în situații care ne fac nefericiți. Poate o relație cu o persoană care abuzează de noi, sau la un job care nu ne place, sau la o facultate unde nu ne-am dorit de fapt să fim. Rațional vorbind, nu înțelegem logica din spatele acestor decizii proaste până la urmă. E ca și cum am avea mai multe personalități care duc o luptă între noi și ne trag în direcții diferite. Păi cam așa și este. Hai să vedem de ce. Creierul uman are trei componente importante, dar care acționează foarte diferit. Creierul uman modern, așa cum îl știm noi acum, s-a format pe o perioadă foarte lungă de timp și practic a adăugat în permanență straturi noi peste cele existente. Și așa se face că acum e ca și când noi am avea de fapt trei creiere mai mici, fiecare cu un rol foarte bine determinat. Primul creier se numește creier reptilian și după cum intuiți după denumire, este primul care s-a format din cele trei componente. Grija lui principală este supraviețuirea, adică hrănirea, reproducerea, evitarea pericolelor. De exemplu, traversezi strada și vezi o mașină venind în viteză spre tine. Ce faci atunci? Păi, creierul tău reptilian îți va dicta una dintre cele trei reacții pe care el le știe. Și anume, freeze, momentul când îngheți pe loc așa ca pisica și sper că inamicul nu te vede. Flight, o iei la fugă să nu te prindă. Sau fight, când te crezi Superman și întinzi mâna să oprești mașina. Tot acest creier este responsabil și de reacțiile noastre instinctive la stres. Stresul este un mecanism de apărare în fața percepției unui pericol. Și în acest caz, creierul nostru reptilian ne va dicta una din cele trei reacții, însă sub o altă formă, mai modernă, și anume sub formă de anxietate, flight, agresivitate, fight, sau renunțare, freeze. Deși creierul ăsta ne salvează din situații care ne pot pune viața în pericol, el este foarte reticent la schimbare și foarte încăpățânat la sugestiile pe care le primește din partea celorlalte componente ale creierului nostru. Al doilea creier se numește creierul limbic și el este cel care controlează reacția noastră emoțională la diverse situații. Creierul ăsta limbic e un loc chiar fascinant. E locul unde se găsesc cele mai puternice și profunde motivații și dorințe ale noastre. E locul amintirilor noastre. Toate experiențele prin care trecem sunt înregistrate aici. De fapt, este locul în care ne petrecem cea mai mare parte a timpului. Funcționează ca un pilot automat. Recunoaște imediat situații prin care am mai trecut și activează automat procedura de rezolvare. Pare simplu, nu? Motivațiile noastre sunt de două feluri. Probabil ați mai auzit asta. Avem motivații intrinseci, sunt cele care se formează până la vârsta de 3 luni, dar rămân cu noi pentru toată viața. Și mai avem motivațiile extrinseci, cele care sunt determinate de familie, educație, societate și așa mai departe. Astea rămân pe o perioadă mai scurtă cu noi, de regulă țin cam câteva luni, 3-6 luni cel mult. Diferența e ca în exemplul nostru cu un copil care își face curat în cameră. În primul scenariu, copilul nostru, ghidat de motivația lui intrinsecă, își va face curat în cameră pentru că lui chiar îi face plăcere. Da, chiar există copii de genul ăsta. În al doilea scenariu, copilul face curat în cameră doar pentru că îl obligă mama. Același copil își va face temele pentru că chiar îi place sau pentru că altfel va fi pedepsit. Peste ani, copilul nostru va da la drept pentru că e tata avocat sau își va urma visul de a deveni actor. Când își va alege jobul, se va duce după un salariu mai mare sau după o carieră pe care o iubește? Ați zice că alegerea e evidentă, dacă ne gândim la motivația intrinsecă. Însă majoritatea se vor duce după salariu. Societatea în care trăim este una care ne face să fim competitivi, ne judecă
și ne face să ajungem să trăim viața pe care alții o proiectează pentru noi. Și atunci întrebarea care se pune de fapt este: ce-ți dorești tu cu adevărat? Tu, cel de la 3 luni. De ce ar trebui să ne pese asta? Pentru că în final e vorba de fericirea noastră, fericirea autentică. Al treilea creier se numește neocortex sau cortexul prefrontal, ăsta de aici de sus. Sarcinile lui principale sunt cele mai complexe, de exemplu gândirea rațională, creativitatea, învățarea limbilor străine. În mare măsură, lui trebuie să-i mulțumim pentru progresele civilizației. De fiecare dată când ne aflăm într-o situație nouă, acest creier se activează și începe să caute soluții. Situații noi, soluții noi. Aceste 3 creiere ale noastre comunică în permanență și ne influențează foarte mult gândurile și alegerile pe care le facem. De fiecare dată când ne aflăm în fața unei noi situații, fiecare din aceste componente va încerca să rezolve problema în mod diferit. Să zicem că intri într-o cameră și vezi prăjitura ta preferată cu ciocolată. Începi să salivezi, asta pentru că creierul tău reptilian vede mâncarea și creierul tău limbic deja își imaginează cât de delicios ar fi să muște din prăjitură. Însă vine creierul tău rațional, neocortexul, care vede doar sutele de calorii din prăjitură și zice: ei, stai puțin, ești la dietă și vrei să slăbești 5 kg. Ok, deci ce facem acum? Care parte a creierului câștigă? Păi depinde. Depinde de scenariu. Cercetările făcute la Universitatea Princeton au arătat că alegerile noastre impulsive se întâmplă atunci când partea noastră emoțională câștigă în fața celei raționale. Pare logic, nu? De fiecare dată când oamenii se apropie foarte mult de obținerea unei recompense, creierul lor emoțional domină situația. Deci, dacă tortul ăsta cu ciocolată se uită insistent la noi, lucrurile se complică dramatic. Creierul nostru emoțional știe să trăiască doar clipa. El trăiește doar în prezent. Doar creierul nostru rațional este capabil să facă proiecții în viitor și să vadă consecințele acțiunilor noastre. Însă, atunci când vedem, atingem, mirosim lucruri care chiar ne plac și pe care ni le dorim, ispita este prea mare pentru a rezista și acționăm din impuls. Pentru că dopamina din creierul nostru începe să preia controlul asupra organismului. Ulterior, când creierul nostru se calmează, ajungem să regretăm acțiunile pe care le-am făcut. Pe de altă parte, și creierului nostru este mai ușor să stea în zona lui de confort, acolo unde folosește doar informațiile pe care le cunoaște deja. Și asta este foarte eficient pentru situațiile de rutină. Ne face să fim eficienți în ceea ce facem și să fim productivi. Însă atunci când ne confruntăm cu o situație nouă și complexă, task-ul trebuie să fie preluat de partea noastră rațională, de neocortex. Sau ar trebui, pentru că nu se întâmplă întotdeauna. De multe ori și creierul nostru alege confortul și decide să activeze creierul limbic, adică acela care ne limitează la a folosi doar ceea ce știm deja. Dacă nu facem switch la creierul nostru prefrontal, atunci riscăm să ratăm oportunități sau să luăm decizii greșite. Vestea bună este totuși că ne putem antrena creierul să ia decizii mai bune. Gândește-te la creierul tău ca la un mușchi și antrenează-l în fiecare zi. Eu am înțeles asta cel mai bine când am început să fac fitness. În momentele alea când eu ziceam că nu mai pot și antrenorul striga: hai, încă 2, și ghiciți ce, mai puteam. Pentru că voința este o atitudine și se învață. Eu asociez alegerile cu schimbarea și progresul. Mi se pare că sunt înlănțuite. Cred că dacă nu decizi tu pentru tine, o vor face alții. Și e păcat, pentru că atunci nu o să mai muncești pentru împlinirea ta, ci pentru a celorlalți.
pentru mine prima decizie importantă pe care a trebuit să o iau, cred că a fost la 23 de ani, când am terminat facultatea. Și a fost practic momentul în care mi-am decis cariera universitară. Îmi doream de mică să devin profesor și cred că tot ce am făcut a fost de fapt să-mi urmez vocația. Eu am terminat automatică și toată lumea presupunea că o să mă fac programator și o să mă angajez într-o companie, poate multinațională. Ceea ce am și făcut pentru un an de zile, însă doar ca să-mi dau seama că nu este ceea ce mi se potrivește și că cel mai mult îmi place să predau. Și atunci decizia a fost luată ducându-mă la motivația mea intrinsecă, dublată în cazul ăsta de o proiecție pozitivă pe care neocortexul meu a făcut-o legat de viitoarea mea carieră. Alegerile sunt o putere. A face alegeri este o putere pe care trebuie să ai curajul să ți-o asumi și să o folosești în favoarea ta. Alegerea este obiectivul, însă ai nevoie de un sistem foarte puternic în spate care să te susțină în drumul tău spre a-ți atinge dorința de acțiune, determinare, disciplină. E de fapt ca la sport, când progresul vine din acele două repetări pe care le faci după ce simți că nu mai poți. Însă regula principală este că nu renunți orice s-ar întâmpla. Și cu cât obiectivul tău este mai îndrăzneț, cu atât ai nevoie de mai multă ambiție și concentrare. Însă cel mai important este să fii conștient că succesul depinde de decizia ta de a reuși. Și a face și a nu face alegeri este o alegere în cele din urmă. Însă e una care te ține într-un loc călduț, te ține pe loc și locul acela se numește mediocritate. Și lucrurile mărețe nu se întâmplă acolo niciodată. Mulțumesc!